Salut! Sunt Mihai, trainerul de la Bosch. Bine ai revenit în lumea sculelor electrice profesionale Bosch. Următoarele 4 clipuri pe care le-am pregătit pentru tine îți vor prezenta soluții profesionale Bosch, scule electrice, accesorii și aparate de măsură, care vor fi folosite chiar de către profesioniști la executarea lucrărilor de renovare, renovarea fiind tema centrală a acestor clipuri. Lucrările de renovare sunt pline de situații neprevăzute. Fie că este vorba de operații în elemente din beton, sisteme de încălzire și ventilație, montări de mobilier de bucătărie sau orice alte tipuri de lucrări, ai nevoie de scule puternice, durabile și versatile. Gama profesională Bosch cu acumulator de 18V este accesibilă, ușor de utilizat, precisă și puternică, perfectă pentru a duce la bun sfârșit orice lucrare de renovare. Iar în ceea ce privește compatibilitatea dintre acumulatori și sculele electrice Bosch profesional de 18V, aceasta este de 100% începând cu sculele fabricate din anul 2008 încoace. Împreună cu tehnologia de măsurare și accesoriile extrem de eficiente, sculele noastre te ajută să îți reduci efortul și să obții rezultate de lucru superioare mult mai rapid. În clipul acesta îți prezentăm la lucru o echipă de profesioniști care execută demontarea unei ferestre vechi cu tâmplărie din lemn și montarea uneia noi cu tâmplărie din PVC. Pentru realizarea unei lucrări de acest tip este nevoie de o serie de scule electrice, aparate de măsură și accesorii, care în general pot fi grupate în truse standard pentru categoria respectivă de lucrare. Un set standard de scule și aparate de măsură plus accesorii pentru acest tip de lucrare ar putea să cuprindă un fierăstrău sabie cu acumulator pentru tăierea ramei de lemn a ferestrei, un ciocan rotopercutor care poate fi folosit atât pentru curățarea glafului, cât și pentru efectuarea de găuri pentru ancorele viitoarei ferestre. Pentru trasaj se poate folosi o nivelă laser cu linii, iar pentru efectuarea de măsurători de lungime se poate folosi foarte rapid un telemetru cu laser. Pentru introducerea și fixarea ancorelor ferestrei celei noi se poate folosi o mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și, în ultimul rând, foarte important, pentru păstrarea curățeniei la locul de montaj se poate folosi un aspirator cu acumulator. Dar haideți să-i vezi pe profesioniști la lucru folosind soluțiile tehnice profesionale propuse de Bosch. O fereastră nouă de calitate asigură un nivel foarte scăzut de pierdere de căldură, o manevrare comodă și un aspect modern. Pentru a o monta corect și sigur sunt necesare scule și accesorii pe măsură. Mulți montatori profesioniști folosesc ferăstrăul circular pentru tăierea ramei vechi din lemn. Bosch vine cu altă opțiune pentru efectuarea rapidă a acestei operații, și anume ferăstrăul sabie cu acumulator, echipat cu pânza specială pentru lucrări de acest tip, denumită Endurance for Window Demolition, prevăzută cu dinți foarte duri din carburi metalice, care îi asigură o viteză mare de tăiere, cât și durabilitate ridicată, chiar dacă pânza întâlnește în cale și alte tipuri de materiale, precum zidărie, tencuială, metal. Pentru pregătirea golului din perete s-a folosit ciocanul rotopercutor cu acumulator GBH180LI, echipat cu daltă lată SDS Plus pentru sparger la cotele măsurate cu un telemetru laser precum GLM5027C. Cu ajutorul lui GBH180LI se sparge și îndepărtează surplusul de mortar și zidărie din golul de fereastră pentru a face loc ramei noii ferestre cu tâmplărie din PVC. Este un ciocan modern și ușor, echipat cu motor fără perii și care are toate funcțiile de lucru necesare unui ciocan rotopercutor profesional. Înainte de poziționarea noii rame în golul din perete, montatorii curăță foarte bine zona de montaj cu ajutorul aspiratorului cu acumulator gaz 18V10L, ușor și portabil, care poate funcționa cu orice acumulator de 18V din gama profesională Bosch. Pentru
Pentru alinierea corectă a ramei noii ferestre în golul de montaj s-a folosit o nivelă cu linii cu laser verde GLL380G, care are o vizibilitate mult mai mare decât o nivelă similară cu laser roșu. Orizontalitatea ramei este verificată cu telemetrul GLM5027C cu senzor de înclinare integrat. Burghiul SDS Plus 5X este ideal pentru găurire în zidărie și beton, fiind foarte eficient și în beton armat, deoarece nu se blochează în armătură. Găurirea ramei pentru trecerea șuruburilor de fixare s-a executat cu mașina de găurit și înșurubat cu acumulator GSR-180LI. Apoi, cu rotopercutorul GBH-180LI, prin găurile date anterior în rama ferestrei, se execută găurile de montaj din perete, în care se vor introduce șuruburile de fixare ale tâmpăriei PVC. GSR-180LI este o alegere bună cel puțin din două motive. 1. Folosește același acumulator ca rotopercutorul GBH-180LI și 2. Este o mașină de găurit și înșurubat cu un raport excelent performanțe-preț, având o mandrină de 13 mm, turație maximă de 1900 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 54 Nm. Lucrarea este gata, noua fereastră este montată. Așa cum ai văzut, unul din rolurile importante în lucrarea de demontare și montarea ferestrei l-a avut ciocanul rotopercutor cu acumulator GBH-180LI. Sculă foarte versatilă, care poate fi folosită atât pentru găurit în toate tipurile de materiale folosind accesoriile adecvate, cât și pentru spargeri ușoare, dăltuiri și pregătiri de suprafețe cu ajutorul șpițurilor și dălților SDS Plus corespunzătoare. Cum aminteam și la începutul acestui clip, GBH-180LI este compatibil 100% cu toți acumulatorii de 18V din gama profesională Bosch. Încercăm să facem utilizarea sculelor profesionale Bosch o experiență cât mai comodă, simplă și avantajoasă. De aceea îți reamintim că prin înregistrarea în aplicația Pro360 a sculelor electrice, aparatelor de măsură, acumulatorilor și încărcătoarelor din gama profesională, beneficiezi de extinderea perioadei de garanție a acestora până la 3 ani. Pentru clipul pe care ți l-am pregătit pentru luna următoare, am fost în vizită la montatori profesioniști de instalații de ventilație și aer condiționat. Dacă vrei să-i vezi și pe aceștia la lucru folosind propunerea Bosch de set profesional de scule și accesorii, urmărește în continuare canalele noastre de Facebook și de YouTube. Toate cele bune!